Mi-a zis o grămadă de oameni să reacționez la clipul ăsta care mi-a intrat și mie în feed pe YouTube, unde a dispărut Lino Golden. Băi, pentru mine n-a dispărut Lino Golden, eu am văzut ce mai scoate, mi-a arătat ceva ce urmează să scoată, așa că nu cred că a dispărut, dar, într-adevăr, în ultimul timp n-a mai fost la fel de prezent cum era înainte, așa că hai să vedem ce zice clipul ăsta. Like, abonați-vă la canal, toți cei care sunteți noi, să facem și noi cât mai repede 20.000 acolo, vă pe fratele vostru, hai să-i dăm drumul. Dacă frecventai YouTube-ul românesc în perioada 2018-2020, nu ai cum să nu fi auzit niciodată de piese de la Lino Golden, precum Susca Jordan, Panamera sau FIFA. Mamă, Susca Jordan, aia a fost prima! Însă, în ultimul timp, nu am prea mai auzit nimic de acest FIFA a fost și n-a fost, dar Susca Jordan a spart, lasă-mă încolo, că a artist. În spart. clipul de astăzi vom vedea ce mai face Lino Golden. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să abonați, să ne facem 6.000 până la finalul verii, să ne lăsați un follow pe pagina noastră de Instagram, unde postăm zilnic știri despre artiștii voștri preferați. El și-a făcut debutul în muzica rap sub numele de scenă de Țip Țop, încă de la o vârstă fragedă, fapt ce l-a ajutat mult pe viitor. Acesta fiind luat de Alex Vela la labelul lui Golden Boy Society, mutându-se la el acasă încă de la 16 ani. Cu ajutorul lui Vela a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme, ajungând de la 100 la 70 și a schimbat și numele de scenă din Țip Țop în Lino Golden. Prima piesă a lui lansată pe canalul Golden Boy Society este Vrei Rap, care a fost publicată pe 28 mai 2014. Mă, nici nu știam de Vrei Rap. Eu știam de alea, aleluia, are una din Brașov, sumea de Țip Țop, gen. Dar asta Vrei Rap nu știam. 15, strângând aproximativ 70.000 de vizualizări până în prezent. De atunci a mai avut colaborări cu nume mari din muzica românească, cum ar fi Alex Velea sau cu trupa doi americani, din care făceau parte echipă. Mama, a fi cu doi americani? Și Super Red. Însă piesa care a dat o creștere considerabilă în trap-ul românesc a fost Susca Jordan, postată la începutul anului 2018 și care a strâns aproximativ 13 milioane de vizualizări. Da, vezi, și acum uite cum a apărut de nicăieri, Lino Golden în 2018 și mă întreb, băi, cine e ăsta? Cine e ăsta? Efectiv, o schimbare și o chestie care a făcut el foarte, foarte bună la vremea aia a fost că s-a dat pe vlog cumva, adică s-a început să afișeze cu Shelly, cu nu mai știu cine mai era la vremea aia, a început să facă și vlog pe lângă, adică el era și vlogger cum ar veni, făcea și vlog, făcea clipuri pe YouTube practic și a scos asta, Susca Jordan, dar nemâne îl capul meu, gen, că pe bune omul chiar avea abilități, adică la faptul că el practic ce a făcut? A dat-o ca și când în YouTube trap, mamă cum am zis cu accent, a dat-o în YouTube trap-ul ăla care era atunci, adică Shelly versus Vlad Munteanu, rap battle, nu știu cum. Doar că el chiar avea abilități muzicale, adică omul chiar nu cânta prost, cânta bine. Și stai seama că chestia asta, el practic urcând pe un val care atunci era, putea să-l stăpânească foarte bine, pentru că știa de ce abilități are omul care avea abilități muzicale. L-a ajutat și l-a propulsat, dându-i hype, avea și imagine, l-a ajutat foarte mult treaba asta. Iar la doar o lună după, lansează Panamera cu Aspi, care are aproape 50 de milioane, piesă care încă face vizualizări. Cât de hit, Panamera trebuie să fie în istoria trapului românesc, undeva cu Trap Army. E și Panamera, gen, trebuie să fie acolo. Trimul pe platforme și în 2024. Din acel punct, cariera lui o lua doar în sus, având colaborări și cu trapuri consacrați de la acea vreme, cum ar fi Ian și Asteca, pe piesa Sari, însă acesta a făcut piese și cu... Bine, deja Ian și Asteca erau consacrați când a scos Sari, mă. În 2019 sau în 2020 au scos Sari? Nici nu mai știu, cred că 2019, final. Vloguri, lansând 3 într-un an cu Vlații Munteanu, Singur Acasă, Gang și Flex, care au un total peste 20 de milioane de vizualizări. Mamă, una cu Shelly, Friendzone, dar una și cu trupa din care vloggerul făcea parte la acea vreme, 5GN Clan. Gang, focuri! Mamă, băi, asta pentru mine, pentru că pentru fiecare e o eră de aur. Asta a fost era de aur a YouTube-ului românesc, chiar dacă nu știu, era cum era, avea și elemente cringe și elemente tari, mi se pare că asta a fost era de aur a YouTube-ului românesc. Sunt DM. Acestea două mai au și ele aproape 30 de milioane. Haideți să vorbim acum și de certurile acestuia de la acea perioadă, care au rupt internetul. Începe cu cearta dintre Golden Gang, în special Alex Vela și Lino, cu Abi. Toți au dat distrecuri între ei. Lino afirmând în piesă... Și a venit Lino cu disul ăla... E de dis lui Pușo, nu e dis lui Pușo, nu mai știu care era faza. Ești un gună, sau lui că Abi venea la Golden Boy, având și poze toți împreună, fapt ce nu știa nimeni la acea vreme. Tot la început, când Velea și Abi s-au întâlnit în mall, Alex spunând că dacă nu era lume prin preajmă, îi dădea un capac. Iar tânărul trapper, când a ajuns acasă, a postat toate aceste story-uri în care vorbește și de Velea, și de Antonia, și de Lino.
În general, nu prea bag în clasă, dar fac o zi, că dacă Biggie Boom și Akalaka e frente ca vara, era mai prea mult și lumea noastră cunosc cu Alex Velea, vin cu vine, spune-mi băcat în grau și practic copilul meu și auzi ce-mi, și auzi ce-mi zice, că am crus că și în băiu, am auzit că ai vorbit prost de mine, probabil toată lumea ești că îl prezădeam în capac. Ok. Păi bă, hai să vedem. Mamă, deci când punea Abistoriul, ținut și acum, când punea Abistoriul, nebunea România. În primul rând tu ai 40 de ani, am noi, pe al doilea rând porți 100 peste blugi. Aici n-am nicul în o să-l mă înțeleg, dar trebuie să vă zic ceva ce știe și el. Velea spune, spune cum nu îi dădeai nici bani de obrul nou până să scoată Panamera și când a devenit cunoscut repede ai zis gata că e copilul meu. Nu vă mai puneți cu mine copiii mei că zic tot. Zic să nu mai faci de dur, să te crezi, să te păr la vârsta ta, grijă că copiii tăi sunt frumoși și păcate să ajungă la o mentalitate ca a ta și nu te mai băga în clipurile lună cu japca, lasă să le facă singur și să audă tata. Mamă, ia câte stiuri, stai că se vedea câte view-uri avea acolo. Ca să înțelege, gen. Avea 100 de mii într-o oră, 104k într-o oră pe story, vere. Mamă, așa numere? Bine! Doar numerele, nu vor, nu mă bag în bif sau așa. Spre deosebire de la bizic și rege măscărici, ori nu mă hrănesc de energia negativă și nu mi-e tăți convertirea să mă întâlnă așa de data. Am văzut că a răspuns, au certat o vreme pe story, ori după au scos disurile alea. Băieți, informația tot la magivine, l-au făcut pe garoi să-i cai să mai fi prostată. Adică Tolomaci Virgin la vremea aia se referea la Zbâ și la Cazi, ca să înțelegeți. Din ce știu eu. Așa ținte că cu ăla, cu ăștia se pantura, nu? Eu ca să înțelegi, bă, eu eram copil internautic, aveam 12-13 ani pe aici când se întâmplau astea, sau vorbesc frumos 14 ani maxim și știam tot ce se întâmplă, și știam tot ce mișcă, știam care e cu care, care e cu care, păstorul, care, tot. Tantele ăștia care acum au ar vrea să sunt numărul cu stilurile cele mai zic și eronate, stilurile cele mai zic și să fac cum se cea care sunt departe de realitate. Eu sunt Alex Velea, știu cine sunt și ce și mi-a sunt ce fac. Ok. Haide că astea nu vreau să fac așa istorie, că m-am plictisit locul în care mă găsești, așa în fine. Așa, s-au certat, bla bla bla. Zbâr dacă dă de mâine, dacă de mâine spar filme porno cu bestie distrusă adolescența. Ok, deci a zis și de Zbâr, a zis că am știut, ceva că dădea și nu. M-am trezit, hai să începem, că nu vreau să mai mergeți, că eu dau direct pe față și te-o, draga mea Zvelea, azi e numai despre tine, la mulți ani. Hai tata și colonii, dar rugi pe la spate, așa, ok, în fine, bifurile lor, între timp faza e că s-au împăcat, gen. Aia e ideea, s-a împăcat. În tot acest conflict a intrat și Zbâr, făcând și un videoclip de aproape 20 de minute în care vorbește despre toată această ceartă. El susținând că a făcut 18 videoclipuri pentru cei de la Golden Gang, pentru care trebuia să fie plătit 600 de euro pe fiecare, în total 10.800, însă el nu a văzut niciun leu. După tot acest mare scandal, la doar câteva luni, Lino și Mario Fresh aveau să se certe cu Alex Velea, să părăsească Golden Gang și să se împace cu Abi și cu Zbâr. Velea a făcut un scurt videoclip la acea vreme, în care povestește că celor doi li s-a urcat faima la cap, cerând să rămână doar ei trei în Golden Gang și alte lucruri pe care ei le-au făcut, având ca într-un final colaborarea lor să înceteze. Acesta rupând și ultimele contracte care mai aveau o legătură cu cei doi. Lino și-a acoperit și tatuajul pe care și-l făcuse cu câțiva ani în urmă, cel cu chipul lui Velea. După tot acest beef, toată presa vorbea de ei, iar acum 4 luni, Lino a afirmat într-un videoclip că e dor de Alex Velea și că nu ar zice nu la o posibilă împăcare cu el, gândindu-se câteodată să-i dea mesaj și să vorbească despre toată această situație. Însă, până acum, nu am văzut, cel puțin în online, niște semne că cei doi s-ar împăca. Te dor de Alex Velea? Da. Este sincer. Pentru toate momentele frumoase, pentru că m-am maturizat și am văzut situația altfel, a trecut niște timp peste situație, mi-am realizat și eu greșelile. Evident că am avut o atâția ani de apropiere extrem de mare, normal. Ați locuit în același. Mai am așa niște momente în care l-aș suna și zic, hai bă, unchiule, să ne vedem, dar na. Dar n-ați mai avut tangențe de momentul ăla, adică nu v-ați mai sunat? Nu, dar 100% cred că și el... Bine, oricum e un matur, dar cred că i-a mai trecut și lui, sincer, cred că nu mai așa. Bă, dar doar dacă vei să povestești ce s-a întâmplat, frate, acolo, că n-am fost, adică n-am știut niciodată, am auzit doar vorbe, da. Dar n-am știut niciodată ce s-a întâmplat concret.
Bă, pe scurt, cearta mea cu el n-a pornit din cauza mea. A pornit din cauza altcuiva de lângă mine. Eu a trebuit să aleg între el și altcineva, pentru că am fost influențat negativ de cealaltă parte, am ales să ascult mai mult de partea aia și nu de el și... Și a fost o ceartă între Alex și o altă persoană. Da, din formula noastră. Care nu erați în același anturaj. Da, super apropiat. Când persoana aia părăsise grupul, eu încă eram cu Alex. Și nu știu ce a fost în mine atunci și acum regret, sincer, decizia mea. Ok, tu ai ales tabăra și pur și simplu i-ai spus, bă, unchiul Redă, eu nu sunt de acord aici, uite, eu cred că... N-am apucat să avem o discuție așa, amândoi suntem vulcanici și s-a aruncat direct așa o mini ceartă și pur și simplu s-a dus departe situația și... Bine, eram mai mult mai mic, adică regret acum, dar atunci probabil aia era gândirea mea, așa am acționat, m-am lăsat influențat, chiar îmi pare rău, așa și... Uneori îmi vine să fac niște pași așa înspre... Măcar... Păi și nu poate să plece doar de la mine, îți dai seama. Adică eu aș încerca, dar nici n-am unde să-l caut, de exemplu. Pe Instagram numărul... are la bloc și numărul lui l-am, dar uneori mi-e așa, mie că doar nici nu-mi dă sin, nu știu. Mai am momente în care... Da, înțeleg, știu feeling-ul, adică... Da. Mamă, n-am văzut treaba asta. Păi să se împace un vere, să se facă împăcarea. Are un feeling dubios. Te înțeleg, da. Te-ai schimbat numele de înainte să ia verea sub aripa lui? Nu, mi l-am schimbat cu el. Deci tu erai, când te-ai luat, erai țip-țop. Da, și nu mai era mișto la 26 de ani, acum adică nu să fiu țip-țop. Și am zis, hai să ne gândim la un nume. În ultimul an, Lino a mai lansat doar 3 piese, toate colaborări. Prima cu Petre Ștefan, Stil, seria 7, următoarea cu Jo, ultimul dans și ultima de acum 3 luni, Kalash cu Sammy G. Toate... E tare asta rău. Aceste piese nu au strâns nici 2 milioane de vizualizări împreună. Numere pe care Lino le făcea în mod normal în câteva zile în perioada lui. Da, într-adevăr, dar nici acum e greu și acum să faci la o piesă așa multe vizionări într-așa puțin timp. Plare piesă de la acesta strângând aproape 100 de milioane de vizualizări. Dau moda cu Jador pe care am lansat-o pe 15 martie 2020, înainte de toată cearta cu Velea. Trepperul încă este destul de activ pe Instagram, lumea așteptându-se să se întoarcă în forță cu piesele. Bă, ce credeți? Va bubui iar Lino Golden pe internet și va reuși să strângă numerele pe care le făcea acum câțiva ani? Eu cred că clar are un potențial. Deci voi în comentarii ce părere aveți despre toată această situație? Da, eu cred că are potențial, nu știu exact de ce nu mai scoate așa forță ca înainte și nu încearcă să se promoveze așa forță ca înainte, că poate, vere, poate, adică dacă își face o marketizare, un marketing forță rău de tot, poate să facă, dar na, toate lucrurile astea durează puțin și trebuie puse cap la cap. Mie mi se pare tare încă Lino Golden și mi se pare că talentul nu dispare, adică n-ai cum, nu, să te naști cu el și dacă știi să-ți faci și imaginea, să revii în forță poți, mai ales de undeva, adică ai o bază, nu e ca și când te lansezi de la zero. În fine, cam asta a fost cu episodul, interesant documentat, vă pe fratele vostru, pa, pa, pa!